în rangul director în cadrul autorității de supraveghere financiară. O să mă auziți pe mine cu ASF, o să mă auziți și cu ISF, pentru că este și președintele Institutului de Studii Financiare. Bine ați revenit la noi în emisiune. Mulțumesc de invitație. Și Andreea Radu, colega mea, redactor șef la publicațiile Exprim. Mulțumesc că ești alături de mine. Astăzi puteți intra în direct sunând la 021-318-4044 sau, cel mai bine, că puteți să și comentați, să puneți și întrebări pe conturile de Facebook, ale RFI-ului, ale emisiunii Ora de Risc și cel al meu personal, Sergiu Costache. Bun, acestea fiind spuse, tema noastră de astăzi este cine și cum îl protejează pe consumatorul de asigurări și asta mi-a adus aminte de o anecdotă. Se întâlnesc doi prieteni, unul era foarte transpirat, foarte obosit și celălalt îl întreabă ce se întâmplă cu tine? Zice, am ajutat o băbuță să treacă strada. Și de ce ești așa de transpirat? Păi zice, ea nu vroia. Am de foarte multe ori senzația că acest consumator este undeva hiperprotejat și uneori este forțat să facă niște lucruri pe care nici nu le-ar fi vrut. De-aia vreau să o rog pe Andreea să ne facă un intro și să trecem la întrebări, să profităm că l-avem pe domnul Călin Rangu astăzi alături de noi. Da, după cum spuneai și tu, consumatorul poate pare a fi, dacă îi putem spune așa, oarecum vedeta pieței de asigurări. Pentru că toate modificările legislative europene, cât și locale, dar și acțiunile autorității sau companiilor din domeniu, îl au în centru atenției tocmai pe client. De aceea vă întreb pe dumneavoastră, domnul Rangu, cine este responsabil de protecția consumatorului pe piața locală? Deci și pe piață, și în țară, și în general la nivel european, fiecare actor al pieței este responsabil. Deci entitatea trebuie să supravegheze astfel încât consumatorii, proprii clienții să fie respectați și drepturile să le fie îndeplinite. Autoritatea trebuie să vegheze ca într-adevăr acest lucru să se întâmple. Iar lucrurile, gluma menționată, de fapt are o însâmbure de adevăr în sensul în care când lucrurile sunt formale și faci ceva numai pentru că știi că trebuie să faci, că scrie într-o lege că trebuie proteja consumatorul, în momentul acela, de fapt, conținutul se pierde, trece într-o parte formală. De multe ori vorbim de protecția consumatorilor, de educație financiară și de alte subiecte care au devenit cuvinte frumoase, scoase din context și transformate într-o limbă de lemn. Până la urmă trebuie să vedem ce este în spatele acestor cuvinte și care este problema reală. Și problema reală a consumatorilor este că întâmpină o asimetrie informațională și de putere. Este foarte clar când ești în fața unei companii care are juriști, are o expertiză, are o experiență, știe exact cum să facă și cum să te ducă acolo unde ar dori ea, nu întotdeauna în direcția cea mai bună pentru interesele tale, tu nu ești în confortul propriu, pentru că nu ai aceleași aptitudini și aceleași cunoștințe ca și când ai lucra într-o companie de mulți ani și ai ști produsele respective. Din acest motiv, consumatorii trebuie protejați. Deci nu este o protecție formală, e o protecție de conținut pe tot lanțul aferent unei asigurări, de momentul primului contact între vânzător și consumator, până la eventuala daună și la reînnoirea poliției de asigurare. Deci noi tot vorbim de protecția consumatorului pe ciclu de viață al produsului de asigurări, care are foarte multe momente. Ca autoritate, cum reușiți să-i treceți pe asigurători și pe brokeri de la formalism la o chestie de conținut? Mai ales că ei vorbesc acea limbă numită asigureză, pe care consumatorii nu o înțeleg întotdeauna. Deci e o problemă care ia timp. Lucrez cu oameni și oamenilor nu, dacă apare o lege nouă astăzi și li se aplică, nu înseamnă că pot să-și o aplice, înțeleg ce este în spatele ei. Ține foarte mult și de cultura organizației, de educație, de nivelul de maturitate al companiei în care lucrează oamenii respectiv, nivelul de maturitate al omului respectiv, cum a evoluat în viață, ce experiență are, de ce s-a lovit în trecut. Deci nu putem spune că de mâine lucrurile sunt albe până ieri au fost negre. E o tranziție, deci și se discută mult de implementarea IDD, Directivei de Distribuție în Asigurări. Și lumea întreabă, s-a implementat sau nu s-a implementat? Răspunsul este o implementare continuă. Deci se trec de la nivele de maturitate. În general, există 5 nivele de maturitate. Putem spune că noi suntem pe la nivelul 2 în acest moment și treptat, 2 înseamnă partea formală. Ai proceduri, îți stabilești regulile, după aia tu începi să le aplici, începi să le simți, înțelegi ce se întâmplă cu tine și de ce regulile acelea sunt bune. E o curbă, ai o curbă inițial de
birocrație, de supra-hârtie, după aia intră într-o zonă de deziluzie în care ai senzația că sunt prea multe în jurul tău, nu știi să le gestionezi și de-abia după aia, în 2-3 ani în general, cam aceasta este ritmul, se intră pe un platform de productivitate. Noi încă n-am ajuns pe acel plafon de productivitate și de asta toți actorii pieții trebuie să lucreze, să conlucreze, autoritatea să-și asume rolul și să intervină atunci când sunt reglaje de făcut mai soft sau mai hard, depinde de modul de interacțiune și de înțelegere a celorlalți cum trebuie să se raporteze față de consumator, dar e un proces continuu, nu putem spune că s-a terminat. Oricum, tot în jur se schimbă. Noi avem o viață în care fiecare element al vieții este schimbabil din moment în moment. Și societatea se schimbă continuu, apare un virus, dispare un virus, apare o boală, vedem în jur tot ce ni se întâmplă. Deci managementul schimbării este principiul care ne ghidează și din acest motiv nu vom termina niciodată de adaptat și de modificat și de implementat îmbunătățiri învățând din trecut. Deci niciodată, știți vorba aia că singura constantă pe lumea asta este schimbarea. Practic, autoritatea de supraveghere, ce soluții are la îndemână pentru protecția consumatorilor? Deci soluțiile sunt diferite. Avem o abordare reactivă și una proactivă. Până în trecut, până la aplicarea legislației IDD, a legii 236 din 2018, principal activitatea era focusată pe soluționarea petițiilor. Erau și niște elemente de monitorizare, de prevenire. Adică primeați o plângere, vă uitați la ea, luați măsuri, asta este post-factum. Asta este zona reactivă. Dezvoltasem și colegii de la serviciul de monitorizare, au aplicat principii noi de mystery shopping, de exemplu, care încercau să fie proactive, să identifici din timp anumite lucruri. Cu aplicarea directivei europene, zona de conduită este un fel de protecție a consumatorilor 2.0, pentru că a venit cu niște elemente care, într-adevăr, pot să te facă să acționezi proactiv. Pentru prima oară ne putem uita în produsele de asigurări, putem să luăm un produs de la început. Asiguratorii trebuie să respecte niște reguli în proiectarea produsului. Că vorbim de consumatori și cum înțeleg ei și o latură importantă a protecției consumatorului este educația financiară. Educația financiară poate porni din momentul proiectării produsului, pentru că atunci produsul trebuie testat. Și cum se testează un produs? Poate întrebați colegii la celelalte emisiuni care le veți avea și noi suntem interesați să aflăm fiecare produs cum este testat, dar în general cel mai bun mod ar fi pe focus grupuri și aducerea a 2, 3, a 10 consumatori cu care se discută produsul respectiv și ei, dacă înțeleg produsul, înseamnă că și ceilalți consumatori, clienți care se vor întâlni cu produsul în piață, vor putea să-l înțeleagă mai bine și să se dezvolte și piața și a asigura o consultanță eficientă. Deci acest mod de exemplu de proiectare a produsului, care e foarte important și a devenit controlabil de către autoritate, înainte nu era, e un factor de protecție a consumatorilor preventivă, în care noi putem interveni preventiv în momentul în care produsul respectiv se proiectează pentru a nu fi pus în piață să producă niște efecte eventual negative și de-abia după aia să vedem prin petiții că avem anumite probleme. Ce alte schimbări au mai fost în ceea ce privește conduita companiilor? Conduita companiilor, conduita e un concept larg și general și la nivel european este în curs de clarificare. Eu tot am auzit de chestia asta, conduită, reguli de conduită și așa mai departe. Riscul de conduită, da. Deci, ce înseamnă de fapt? Deci riscul de conduită este ce îi se poate întâmpla consumatorului. Risc înseamnă că îi se poate întâmpla un eveniment cu niște consecințe negative asupra lui. Și ce poate fi negativ asupra consumatorului? Un tratament incorrect aplicat de către asigurator. Deci, practic, riscul de conduită este riscul de a compania respectivă de a aplica niște tratamente incorrecte consumatorului. Se poate traduce cu bad habits, cu obiceiuri proaste sau sunt greșeli doar? Pot fi și practici. Deci vorbim de practici incorrecte, practici neloiale, practici frauduloase, practici abuzive. Când într-un contract introduce o clauză care poate fi să aibă un caracter abuziv, deja aceea este o intervenție directă, numai că ai un comportament greșit. E o dovadă de rea intenție, deci ai avut o conduită proastă e o potențială rea credință. Da.
Aveți multe astfel de cazuri, situații de tratat? Puteți să le încadrați în niște clase, în niște categorii? Care sunt mai frecvente, care mai puțin? Deci acum vreo 3 ani de zile, când eram la Direcția de Protecție a Consumatorului, care acum se numește Direcția de Relații cu Publicul, Petiții și Educație Financiară, s-au analizat toate contractele. Deci s-a făcut un studiu, o analiză de vreo 200 de pagini și a fost surprinzător că majoritatea companiilor și-au corectat contractele. Teoretic, tu nu poți ca autoritate să identifici și o clauză abuzivă. Numai tribunalul poate decide că o clauză e abuzivă și acest lucru numai la sesizarea NPC-ului. Deci, practic, noi ar trebui să sesizăm NPC-ul pe partea de practici și clauze abuzive. Dar a fost foarte interesant că majoritatea companiilor, de fapt toate, s-au corectat. Clauzele acelea au fost modificate, dar asta nu înseamnă că nu este un proces continuu. Iar în zona aceasta de conduit, acum este unul din elementele principale pe care îl analizăm. Când se lansează un produs, acel produs trebuie să vină și cu clauzele contractuale pentru a vedea dacă într-adevăr ele respectă legislația și specifică asigurărilor, dar avem și legislația generală de protecție a consumatorului. Deci există un cod al consumului, o lege privind practicile incorrecte, practicile neloiale, publicitatea înșelătoare. Deci toate aceste lucruri intră de fapt în familia mare a legislației de protecție a consumatorului. Am înțeles. Mă întreb la nivel de companie de asigurări. Au existat tot felul de plângeri în decursul timpului. Sigur, lumea e mai orientată să vadă cele 5 lucruri care merg și nu cele 95 care funcționează, dar până la urmă toată această chestie de conduită înțeleg că vrea să le reducă pe alea 5 care nu funcționează spre zero. Cum ar arăta un asigurător care are un comportament corect? O conduită, să zic, conform legii, conform spiritului normelor europene. Deci un astfel de asigurator ideal ar fi asiguratorul care de fapt nu are nevoie să citească legea și directiva IDD și comportamentul lui este un comportament care vine și manifestă o empatie față de consumator corespunzătoare. Pentru că dacă tu te pui în locul consumatorului și te-ai gândit ce ți-ar fi ție bine în locul acelui consumator, dacă ai fi de partea cealaltă a mesei, lucrurile se rezolvă. De fapt, legislația europeană acum vine cu o legislație principle-based, pe principii. Iar principiile, uneori, e nevoie de aceste principii și de forțarea lor în practică, la fel cum este și cu educația. Uneori ai cei 7 ani de acasă și nu mai ai nevoie să vii cu niște cerințe ca să corectezi pentru cei care nu au, alții nu au cei 7 ani de acasă și atunci trebuie să vii să corectezi. La fel este și aici. În principiu, cei care aveau un comportament, o maturitate suficientă, noua legislație le vine mănușe pentru că comportamentul lor există deja. Doar partea de formalism însă probabil le creează niște probleme a îmbrăca într-un anumit formalism care și el are importanța lui, de exemplu documentarea. Apar probleme pentru că de multe ori lucrurile merg mai repede decât este normal și lipsesc anumite documente și clientul când este nemulțumit trebuie să îi se dovedească că într-adevăr într-o etapă a procesului de vânzare a existat un document de care l-a luat la cunoștință. Dar revenind, compania ideală e o companie în care de fapt cerințele de conduită ale IDD-ului erau prezente și practic acum doar pot să fie formalizate mai clar. De asemenea, vedem în piață referitor la companiile de asigurări că mai există și situații, chiar este un caz recent de retragerea autorizației din partea ASF și situația de insolvență. Cum sunt protejați consumatorii în astfel de situații? Cine îi protejează? Deci, fondul de garantare al asiguraților. Deci, există structuri pe toate cele 3 piețe, există structuri de garantare. Tocmai ca să dea o încredere în sistem. Până la urmă, sistemul financiar e un sistem de încredere. Dacă tu n-ai încredere în sistem, este foarte greu să cumperi acele produse și să te bazezi pe ele. Și s-au creat mai multe niveluri de încredere, iar acest ultim nivel este fondul de garantare al asiguraților care intervine în situații de acest fel. Deci și în acest caz de care ați vorbit, se va aplica exact același principiu. Se va numi un lichidator pe baza denunțării polițele respective, cei care sunt afectați pot să solicite
despăgubiri primirea a unei părți a banilor din poliță sau dacă apare dauna să solicite în limita plafonului fondului de garantare de 450.000 de lei, nu mai zicem 100.000 de euro că deja cursul s-a schimbat, în limita a 450.000 să solicite despăgubirea. Știu că România este printre puținele țări care are un fond de garantare a asiguraților. Exact, și e unul din puținele, poate chiar singura țară care acoperă toate produsele de asigurări. Da, în general, produsele de celelalte țări pot să intre pe produsele obligatorii, auto, dar evită destul de mult partea de viață. Deci asigurările de viață cu componentă investițională, unit link-uri de obicei sunt excluse. România acoperă și aceste produse, deci practic întreaga gamă de asigurări. La nivel european, acum se discută pe zona RCA crearea unui fond european pentru a putea echilibra într-un fel responsabilitățile în astfel de cazuri. Pentru că sunt situații în care o țară despăgubește, alta nu despăgubește, intervine barul, barul este folosit, biroul auto pentru accidentele internaționale are alt scop de fapt, nu acela de a despăgubi în caz de faliment. Și, practic, se dorește o standardizare la nivel european, dar asta probabil mai durează 2-3 ani. Piața a fost o directivă, este o directivă, se numește IDD, Insurance Distribution Directive, parcă, directiva a primit distribuția în asigurări. A fost o mare discuție în piață că o să vină și o să complice lucrurile și o să crească costurile de funcționare ale companiilor de asigurări, ale brokerilor și așa mai departe. E ca la coronavirus. Deci asta a fost la început. După ce a început aplicarea IDD-ului, în final, care au fost beneficiile? Care au fost pentru client și pentru companiile implicate? Beneficiile țin de organizare mai bună. Deci, practic, cu ce vine IDD-ul? Vine cu niște cerințe de proces. Tu trebuie să ai niște procese puse la punct care să fie verificabile, să ai puncte de control pe proces și să poți să măsori niște indicatori de risc și din indicatorii de risc să stabilești riscul general al companiei tale. Vorbim foarte mult de supraveghere bazată pe riscuri. Autoritatea face supraveghere bazată pe riscuri. Aceste riscuri, de fapt, sunt generate pe aceste procese defectuoase. Pentru că în momentul în care tu nu despăgubești cum trebuie o daună, procesul tău nu este corect, nu respectă sau legislația, sau cum l-ai construit un cadru companiei tale este ceva defect și trebuie corectat. Deci, practic, legislația vine cu niște reguli care trebuie impuse. Cum v-am zis înainte, întotdeauna când vii cu reguli și cu niște structuri noi, ele întâi arată birocrație foarte multă, pentru că lumea nu le înțelege, vede doar birocrația și de-abia după aia, ulterior, începe să le și lipsească dacă nu mai ar lucra pe modul acela de lucru. Eu am avut experiența asta în bancă. Deci să pui pe parte de operațiuni, timp de 3 ani a durat până lumea a înțeles cum să lucreze pe proces, pe indicator de performanță, pe indicator de risc. Dar în momentul în care ceva nu mergea, lumea cerea de la sine, inclusiv formularul respectiv, că lipsea formularul care îi aducea o valoare. Deci o să se ajungă și în asigurări ca aceste procese puse la punct să-și arate valoarea și pentru companie și automat pentru consumator. Pentru că o companie mai eficientă este mai bună și pentru consumator, pentru că compania respectivă, acționarul va fi mai mulțumit, compania fiind mai eficientă și nu va mai pune atunci nici poate tarife mai mici sau mai mari în funcție de un anumit context, nu va mai fi probleme și cu comisioanele, pentru că lucrurile vor intra într-o normalitate și în transparență. De multe ori până acum e lipsea transparența. IDD-ul vine cu conceptul de transparență foarte mult și evidențierea tuturor elementelor de pe fluxul de lucru. Deci nu degeaba spun, asigurările sunt ca centurile de siguranță, e mai bine să le-ai puse înainte să ai un accident. Vă reamintesc că ne aflăm la ora de risc, că i-am ca invitați pe Călin Rangu, director în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară, ASF, și totodată președintele Institutului de Studii Financiare, ISF, care ajută la profesionalizarea forței de vânzări și nu numai din cadrul companiilor de asigurări și ale brokerilor de asigurare. Celălalt invitat este Andrei Aradu, redactor șef la publicațiile Exprim, un foarte bun cunoscător al pieței. Schimbări foarte importante, știu că sunteți un pasionat al tehnologiei
Și asta am înțeles că vine chiar din copilărie. Sunt foarte multe schimbări tehnologice. Cum apreciați în momentul ăsta? Că unde e România în aceste schimbări? E vârf de lance ca la internet, unde avem cele mai mari viteze din lume sau printre cele mai mari? Sau suntem mai pe la coada România, dacă ne uităm la România și la zona de IT, suntem vârf de lance, asta este clar în dezvoltarea de software. Din păcate, dezvoltăm soft pentru alții și vindem în străinătate, iar firmele din România nu știu ce au lângă ele. Acest lucru e valabil și în asigurări. Deci în InsurTech Hub, hubul de inovații tehnologice care a fost creat la ASF, exact acest lucru încercăm să aducem astfel de companii, să le arătăm că în România, compania IT, să arătăm asiguratorilor că există și în România astfel de resurse, uh-huh, și ar putea să le valorifice, pentru că la nivel european deja decalajul între România și țările vestice devine din ce în ce mai mare. Deci când mergi la EOPA și vezi despre ce discută ei privind utilizarea big data, IoT, a inteligenței artificiale, a blockchain-ului, și te întorci înapoi și vezi problemele de rutină cu care ne confruntăm de zi cu zi, ne dăm seama că, de fapt, problemele acestea de rutină nu prea avem timp să ridicăm capul și să vedem că sunt lucruri mai simple, mai eficiente, cu beneficii pentru toate părțile. E foarte clar că avem și o generație care este orientată spre mobile, telefoane mobile, spre internet, în care să mai ceri să mai semnezi o hârtie, să se ducă la o agenție și așa mai departe, este desuet deja. Aceste tehnologii o să vină și în România. Surprinzător este că sunt companii care pe partea de soluționare a daunelor deja au implementat astfel de soluții. E o companie mare din România care în interiorul companiei ei au introdus anumiți roboți, anumite tehnologii. Deci știți că avem acel unicornul IPATS care dezvoltă soft și a ajuns la peste un miliard de dolari valoare. Acea companie deja în 2-3 societăți de asigurări a implementat anumite soluții. Deci lucrurile se dezvoltă. Deci față de acum 2-3 ani constatăm o dezvoltare, dar care trebuie să fie mult mai accelerată. Asta este clar. Unul dintre cei care ne privesc, domnul Gorgovan, spune așa, ok, înțeleg că FGA-ul preia. Dacă un asigurător nu este stare să-și onoreze obligațiile, obligațiile sunt preluate de fondul de garantare a asiguraților, la fel ca și în sistemul bancar. Dar care este situația financiară a FGA la această dată? Nu, au o situație financiară foarte bună. Deci nu sunt probleme de finanțare în niciun fel. Deci nu e o problemă? Dacă... Nu, nu e nicio problemă. Au fonduri suficiente. Okay. Oricum, CertaSigu era o companie de dimensiuni mai reduse și cu un limit specific de corporații pe garanții, deci nu avea contact cu publicul larg. Nu era o companie de retail de volum. Am înțeles. Dacă revenim la tehnologie și România, spuneți că oarecum s-au făcut pași importanți, mai avem de lucru ce-i drept, dar cum suntem față de celelalte țări din Europa și, hai să zicem, mai mult de țările din împrejurul nostru, vecinii noștri, ca să nu ne ducem chiar până în vest? Față de vecini, cred că suntem cam la fel, deci nu este o diferență prea mare. Diferența este față de marile grupuri internaționale care au centre de dezvoltare și dezvoltă produse și au ajuns să dezvolte, să cumpere companii specializate în acest sens pentru a dezvolta propriile produse. Deci abordarea pe asigurări vine într-un fel de la reasiguratori care au centre tehnologice foarte avansate și cunoștințele se împart de acolo. Deci după aia vin la grupurile mari și grupurile mari distribuie la nivel teritorial. Faptul că probabil și România și țările din jur sunt piețe destul de mici pentru mari asiguratori și distribuirea tehnologiilor durează, nu vine de la compania mamă spre România. Ar putea companiile românești să dezvolte pe propriile decizii. Cred nu neapărat să aștepte începe, să li se dea de la grup, pentru că la grup normal se distribuie întâi aplicarea unei soluții acolo unde și veniturile sunt mai mari. Când timp în asigurările în România cifra de afacere a lor este destul de redusă, probabil și implementarea tehnologiilor e lăsată mai la urmă. De exemplu, avem o statistică a vânzărilor online de asigurări. Da, sau avem. Deci e-broker, chiar am finalizat anul trecut o analiză tematică pe acest subiect, iar volumul este foarte redus, deci de până în 2%, deci 1,5-2%. Iar prin intermediul companiilor de asigurări în sine, probabil ai ajuns pe la un 5%.
ceea ce este foarte puțin, asta este clar. Poate vor mai crește puțin procentele anul acesta. Am văzut că mai multe companii au anunțat soluții de vânzare online și nu numai. Diverse. Exact, da. Primesc o întrebare care mă surprinde. De ce FGA-ul reduce foarte mult despăgubirile, atât cele care provin din tamponări, cât și cele din vătămări corporale? Eu nu cunosc un astfel de caz, dar poate știți nicio, dumneavoastră. Dar ne pot transmite această informație și putem verifica dacă sunt reclamații pe modul de instrumentare de către FGA. Da, există FGA. O limitare la nivelul de 450.000 de lei pe client, pe daună, nu? Aceasta este limitarea prin lege, da. Prin lege. Da, da, dar dauna medie în România acum e vreo 8.000 de lei. Până la 450.000 distanța e foarte mare. Am înțeles. Deci dacă sunt probleme, atunci să fie trimise să către departamentul către noastră. ASF, către okay. cei de la petiții, pentru că fiind o petiție, o sesizare, o plângere, și dar ajunge și la noi, și... bineînțeles, în supraveghere. Noi ne aflăm deja la sfârșitul emisiunii. Astăzi am vrut să vedem cine și cum îl protejează pe consumatorul de asigurări. Dacă ar fi ca ascultătorii noștri să rețină un singur lucru din tot ce ați spus astăzi, care ar fi acela? Trebuie să fie implicați, să nu aștepte să fie protejați, trebuie să sesizeze, cum domnul acesta a sesizat, să sesizeze problemele și să fie sigur că autoritatea are mijloacele și le îmbogățește în mod continuu pentru a putea să protejeze interesele și drepturile. Deci în momentul acesta, de exemplu, IDD-ul vine cu conceptul de interese. Până acum vorbeam de protecția drepturilor. Drepturile sunt cele date de lege, interesele sunt niște concept de interes, e un concept mai larg, care și aici trebuie analizat, are mai mult pe principle base, nu pe rules base, și trebuie transpus. Dar autoritatea face demersuri în acest sens și sperăm să și suntem siguri că putem susține această protecție a consumatorului la standarde înalte. Eu vă mulțumesc, sunt Sergiu Costache, vă reamintesc că ne aflăm la Ora de Risc, o emisiune despre și pentru clienții piețelor de asigurări și pensii, realizată cu lideri și specialiști de top din domeniu, susținută de revista Prim, unasig.ro și difuzată marți și sâmbătă de Refi România. Am discutat despre cine și cum protejează consumatorul de asigurări cu Călin Rangu, director în cadrul ASF și președinte al ISF, și colega mea Andreea Radu a fost alături de mine, redactor șef la publicațiile Exprim. Le mulțumesc amândurora. Noi ne auzim săptămâna viitoare la aceeași oră pe tema de data asta unui alt subiect fierbinte, pensiile suplimentare ale românilor, cât o să fie pensia noastră și când. Și nu uitați să ai o asigurare mai ieftin decât să nu ai niciuna și dumneavoastră, ce să vă mai spun, rămâneți pe RFI pentru că urmează emisiuni tot mai interesante. Emisiunea v-a fost oferită de portalul 1Asig.